biserica din România este în doliu. După ce părintele Mihalache Tudorică, un renumit preot și scriitor din România, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani. Părintele s-a născut într-o familie numeroasă din Bâlta, județul Dolj. El a urmat seminarul teologic de la Craiova. Ulterior, a făcut facultatea de teologie din București, unde și-a descoperit pasiunea pentru poezie. El și-a descoperit talentul și dragostea pentru poezie în timpul studenției. Ulterior, avea să scrie 10 de volume de poezie și proză, fiind și membru al Uniunii Scriitorilor. A fost hirotonit preot în 1971, pe seama parohiei Mihăița, județul Dolj. Totuși, a rămas acolo doar până în 1974. Deoarece au apărut mai multe tensiuni între el și autoritățile comuniste locale, conform Basilica, acest lucru l-a costat cariera literară. El și-a putut publica prima carte abia peste 12 ani, în 1986. Poezia a apărut în Templu, Psalmii, Cântarea Cântărilor, și câtă vreme poezia s-a menținut în Templu, în biserică, a avut și Darul Mântuirii. Când a ieșit din biserică, n-a mai mântuit, relata părintele. Regretatul părinte spunea că n-ar fi făcut nimic cu viața lui dacă nu ar fi fost preot. În opinia lui, poezia a făcut casă bună cu preoția. La mine, poezia a făcut casă bună cu preoția, dar, dacă n-aș fi fost în biserică, dacă n-aș fi fost preot, n-aș fi fost nimic în viața mea. Spunea el, a fost și profesor la seminarul teologic din Craiova. Totuși, a renunțat la catedră pentru a se dedica slujirii și scrisului. Astfel, a obținut de două ori marele premiu pentru literatura al Uniunii Scriitorilor, cu două dintre volumele sale de versuri.